Salut! În acest nou film de prezentare vă vom arăta o noutate interesantă adăugată platformei Smart Cash RMS, destinată în special utilizatorilor noștri care folosesc sistemul în regim de restaurant. Este vorba despre posibilitatea de a imprima bonuri pe imprimante de secție într-un număr nelimitat pe un număr nelimitat de imprimante și, desigur, de la oricare dintre punctele de vânzare dotate cu programul Smart Cash POS din cadrul unui restaurant sau a unei cafenele. Acest lucru este posibil mulțumită unei noi componente software denumite Smart Cash Print Server, pe care o vedeți în interfața de administrare pe acest POS, instalată practic pe acest POS. Print Server care este accesat de la nivelul POS și permite imprimarea distribuită a informațiilor care sunt necesare în secțiile de producție, pornind de la comanda clientului final. Pentru această demonstrație avem în față două terminale POS, PosiFlex, standard pentru implementările noastre. Pe unul dintre ele este instalat și prin serverul nou, alături de programul Smart Cash POS, pe care vă folosi de asemenea și de pe POS. Avem un al doilea POS care are instalat de această dată doar programul Smart Cash POS, în ideea unui punct de vânzare care este situat într-o altă parte a restaurantului. Acesta de urmă este dotat și cu imprimanta fiscală, DATEX FP550T, care este folosită pentru imprimarea bonurilor fiscale. Avem un număr de 4 imprimante de secție, modele diferite, două modele cu o lățime de 80 de mm și cu mecanism autocutter și viteză ridicată de imprimare, și două variante mai ieftine cu o lățime a bonului de 58 de mm, fără mecanism autocutter și cu o viteză mai redusă de imprimare. Toate cele 4 imprimante sunt configurate la nivelul programului Smart Cash Print Server și pentru separarea produselor ce urmează a fi imprimate în mod diferențiat pe fiecare imprimată de secție, este folosită un mecanism de imprimare selectivă a articolelor ce poate fi setat la nivelul print serverului. Iată, de exemplu, prima imprimată de secție pe care am definit-o în cadrul listei de imprimante din print server bucătărie 1, după numele secției, să presupunem că în această secție sunt produse ciorbele, supele și garniturile. Este imprimă numai articole din categoria selectată în clasa secției. La fel, la imprimanta numărul 2, care este asignată pe imprimanta de secție instalată în Windows cu numele printer secție 3, sunt tipărite la fel produse după același criteriu de clasificare, diferența făcând o asociere a produselor la criteriul de clasificare respectiv. Și iată că pentru fiecare astfel de imprimantă este posibilă selectarea din criteriile de clasificare aparținând clasei secții, ce produse și din ce categorie urmează a fi imprimate. În caz de față, la bucătărie 1, din categoria pe care am numit-o tot bucătărie 1, sunt tipărite la această imprimantă. În cazul barului, paleta de butoane sau criteriul de clasificare bar 1, orice selecție făcută din el, sigur, va fi imprimată pe această imprimantă de secție și așa mai departe pentru fiecare din aceste imprimante de secție. Odată setate, driverul este destinat a fi utilizat în background, fără intervenția utilizatorului. Haideți să vedem cum funcționează. Să pornim programul Smart Cash POS și să ne autentificăm cu un utilizator valid și să începem să construim o notă de plată. Să spunem că deschidem o comandă pentru masa care se numește comanda 2. În cazul nostru așa a fost configurată. Sigur, se poate numi oricum hotărâți în funcție de restaurantul sau cafeneaua dumneavoastră. Și din bucătărie 1, așa să spunem, clientul dorește o ciorbă de burtă și o ciorbă de legume la o masă. Iar pentru felul 2, o ceapă de porc și un cotlet de porc. Să adăugăm și garnituri.
să spunem cartofi prăjiți și cartofi naturi. Băuturile, în cazul de față am asociat articolele care sunt din categoria băuturilor alcoolice la criteriul de clasificare bar 1, ce urmează a fi imprimat separat pe alte imprimate de secție, și băuturile nealcoolice, să spunem Coca-Cola sau limonadă, am selectat mai multe ca să fie din fiecare categorie câte o parte. În momentul în care comanda respectivă este finalizată, ospătarul transmite comanda de secție. Haideți să vedem care este efectul. Observați, de această dată, că prin intermediul driverului de imprimare, pe fiecare dintre secțiile definite prin, la nivelul print serverului, cache print serverului, au fost imprimate doar articolele care au făcut parte din categoria asociată la secția respectivă. În cazul de față, pe bucătărie 1, este vorba de produsele care se fabrică în această secție. În cazul imprimării bucătărie 2, produsele de pe secția 2 și la cele două imprimate ceva mai slabe, mai lente, iată articole care țin de bar în zona de băuturi alcoolice au fost imprimate pe imprimanta 3 și cele care țin de sectorul de răcoritoare pe imprimanta 4. Desigur, exemplul nostru este unul pur virtual. E puțin probabil să aveți configurat în acest mod utilizarea, dar ce este important? Este important că să înțelegeți că în acest moment, practic, numărul de imprimante de secție care pot fi folosite simultan cu un sistem de vânzare Smart Cash este nelimitat. Ne-am asigurat că la nivelul sistemului de imprimare este asigurat un paralist ridicat. Asta face ca, de exemplu, să nu fie nicio problemă în condițiile în care există imprimări simultane din două părți. Spre exemplu, iată, aici avem o comandă deschisă pe POS-ul numărul 3 și o altă comandă deschisă pe POS-ul numărul 4. Pentru demonstrație, vom apăsa simultan prin secție pe amândouă pentru a vedea cum funcționează sistemul de imprimare și observați, amândouă au fost imprimate succesiv, fără să se piardă nicio informație. Fiecare dintre comenzile transmise pe secție, corespunzând notei de plată și postului respectiv. Este de reținut că pentru fiecare dintre comenzi este posibil tipărirea integrală sau doar a completărilor aduse comenzi în cazul în care acestea apar și pe fiecare comandă transmisă către secție este tipărit operatorul, POS-ul de la care s-a imprimat secția, precum și celelalte informații necesare identificării notei de plată sau ospătarului care a transmis comanda către bucătărie. Cam atât legat de nord prin server. Vă invităm să îl utilizați. Cred că e important de reținut și faptul că setările pentru acest tip de imprimare și care au fost adăugate la nivelul programului Smart Cash Post au fost simplificate. Să observați că setările sunt simple. Hai să intrăm în interfața de administrare. În capitolul dispozitive periferice a intervenit o opțiune care anterior permitea printarea locală. De această dată, opțiunea permite conectarea oricărui POS la un print server, al cărui IP este setat în rețea, la un port. Sigur, există și un buton de test care poate fi ușor folosit pentru a testa dacă serviciul de print Smart Cash este activ. Și asta este tot ceea ce trebuie făcut la un POS pentru că el să poată fi tipărit pe imprimante de secție multiple. Cam atât despre noile funcționalități. Vă invităm să le utilizați și să ne transmiteți părerile dumneavoastră sau sugestiile legate de noile funcții pe care doriți să le implementăm într-o formă Smart Cash RMS. Vă mulțumim!